Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție BZI Live. La momentul de față, l-am alături de mine pe Eduard Florentin, fotograf entuziast care caută să-și pună amprenta personală pe fiecare lucrare de-a sa. Astăzi voi vorbi cu el despre viața de fotograf, secretele fotografiei, dar desigur și despre provocările cu care se întâlnește în parcursul său artistic. Bună, Eduard, bine te-am găsit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună, Georgiana, îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și mulțumesc celor care se uită la noi. Îi salut și abia aștept să dezbatem subiectele pe care le-am pregătit amândoi astăzi. Chiar mi se pare interesant că ai venit la noi, pentru că știu că tu te ocupi de fotografie, de nuduri, de fashion, dar și de evenimente. Adică totuși acoperi o gamă largă de fotografie, chiar și tipul acesta de nuduri, care pentru unii încă este tabu. Și de aceea cred că este foarte, o să fie o discuție foarte interesantă și că o să aflăm așa multe detalii, poate chiar și tehnice, de ce nu? Sigur, o să aflăm mai mult din secretele fotografiei. Dar nu știu, tu cu ce te ocupi în ultimul timp? Ai anumite proiecte care te preocupă? Eu mă ocup în general doar despre fotografie și despre editare foto. Abia acum am început și eu un pic cu videografia, dar la mine fotografia nu mai este un hobby. Este pur și simplu modul meu de viață și fiecare zi încerc să pun fotografia câtuși de puțin în activitățile mele. Foarte interesant că ești dedicat 100% acestui domeniu. Ești și student, din câte... Da, sunt student la Facultatea de Arte Vizuale și Design, chiar la specializarea fotografie și videografie. Îmi place foarte mult ce fac și de asta m-am și înscris la această facultate, ca să pot fi înconjurat de oameni pasionați de fotografie și să pot să învăț de la ei și poate chiar și alții să învețe de la mine. Exact, de ce nu? Dar în ce an ești acum? Acum sunt în anul 2. Trebuia să fie un anul 3, dar am decis după liceu să fac o mică pauză ca să reflectez asupra evoluției mele ca fotograf, dacă vreau să fac fotografie atunci când voi fi mare, așa în ghilimele. Și m-am decis că nu vreau să fac nimic altceva pe lumea asta în afară de fotografie. Dar de la ce vârstă faci fotografie? Aici e un pic mai complicat, dar de la 16 ani mi-am luat primul meu aparat foto. Deci totuși destul de devreme, da, erai destul de... încă abia intrat în liceu. Da, eram în clasa 10-a și din păcate nu am o poveste din aia că bunicul meu a fost fotograf sau ceva, pur și simplu mi-a plăcut. Părinții mei m-au susținut și mi-au luat primul meu aparat foto. Și de acolo a început, câtuși puțin, nu era așa de multă informație acum cum este pe internet, dar eu sunt un autodidact, am încercat să învăț cât de mult se poate singur, dar mi-a plăcut și să fur meserie când am avut ocazia. Cumva asta se practică în fiecare meserie, pe lângă teoria pe care o înveți, pe lângă studiul pe care îl faci individual, normal că te uiți și la cei profesioniști și te inspiri de la ei, poate vezi cum se face treaba într-un anumit punct care poate îți dă bătăi de cap, că nu găsești nici pe internet, nu poți găsi acea informație. Nu știu, a fost cineva totuși care te-a influențat în alegerea asta sau unde ai văzut prima oară fotografia? Prima oară fotografia, sincer, nu am văzut-o, aș putea spune nicăieri, adică atunci când am luat aparatul foto, nu știam că există o lume așa de vastă de fotografi. Credeam că sunt doar eu, așa eram pe atunci, și chiar mă credeam bun pe vremea aia. Dar primul fotograf pe care l-am urmărit, cred că a fost, nu mai țin minte acum numele, a fost oricum cineva din America, pur și simplu căutam un tutorial pentru că mi se stricase cardul de memorie. Și căutați un tutorial pe YouTube și după aceea văd un canal de YouTube și după aceea am văzut foarte, foarte mulți vloggeri americani, în general americani, care făceau fotografie. Cred că îl chema Taylor Jackson, era un fotograf de nuntă pe atunci, dar n-aș băga mâna în foc. Eu au trecut mulți ani de atunci. Dar poate cum îți vezi tu toată evoluția ta de atunci, de la 16 ani și până în prezent? Evoluția. Știi, când eram în clasa 9, am avut prima oră de logică
Și doamna de logică de atunci, doamna profesoară, ne-a spus să ne prezentăm. Și am spus atunci că mă numesc Eduard Florentin și că am să ajung singur în vârf. Dar atunci nu aveam nici fotografii, nici nimic. Tot ce știam era că vreau să-mi fac un rost, să fiu în vârf undeva. Acum am realizat că două chestii despre ce am spus. Că nu poți ajunge singur în vârf. Deci ori ai nevoie de un pic de noroc, ori ai nevoie de niște oameni să îți fie mentori, dar e foarte greu să ajungi singur în vârf. Și altă chestie, în domeniul fotografiei nu există vârf. Pentru că un fotograf, oricât de profesionist ar fi, are mereu de învățat. Și acum, revenind la evoluția mea în fotografie, eu văd că am evoluat foarte mult în ultimii ani. Mai mult de când a venit pandemia și am fost în lockdown și m-am uitat la toate tutorialele de pe internet. Dar știu că pot mai mult și nu am să mă opresc aici. Și sunt sigur că peste un an de zile, peste 2 ani de zile și peste 3 ani de zile am să fiu mult mai bun și mă străduiesc în fiecare zi să fiu mai bun decât ziua precedentă. Deci evoluția mea personală este una normală, dar chiar m-am străduit ca să arăt evoluția. Adică am un videoclip YouTube în care reacționez la primele mele fotografii și îmi dau seama că evoluția costă foarte mult în a învăța. Mai puțin talent și mai mult a învăța. Și deși am o evoluție, aș putea spune, un pic cam greoaie, cei care se apucă acum de fotografie poate să evolueze mult mai rapid datorită informațiilor pe care le avem. Da, așa este. Cumva într-un timp foarte, foarte scurt am avut acces la foarte multe informații și se vede asta în generațiile noi, care acum învață mult mai repede poate anumite lucruri și fac anumite abilități, poate puțin într-un ritm mai alert, și asta e foarte bine și mă bucură să văd asta, că totuși putem și noi să ne folosim de ele și niciodată nu e prea târziu să te apuci să înveți ceva, chiar ceva de la zero. Nu știu, în afară de fotografie, mai e și altă pasiune? Știu că tu faci videoclipuri pe YouTube. Da. Deci, adevărata mea pasiune, cred că începi la 13 ani. Pe vremea când YouTube era mai pe la început, făceam, ce se facea pe vremea aia, jocuri. Da, gaming. Da, exact, gaming. Dar pe la 15 ani am realizat că trebuie să învăț Photoshop. Și, chiar nu, de la 14 ani, de fapt, am realizat că trebuie să învăț Photoshop. După care am învățat Photoshop, cât s-a putut, că aveam un laptop, săracul laptop, se închidea atunci când se închidea prea tare. Da. Și la 16 ani am făcut un logo la școală. Și de acolo diriginta i-a spus tatei că ar trebui să mă apuc de fotografie. Deci toate astea s-au legat oarecum. În schimb, îmi place să fiu creator de conținut. Îmi place să fiu în lumina reflectoarelor, să fiu în fața camerei, să vorbesc. Și îmi place să ajut pe alții, adică îmi place să fac content, de asta nici nu mai fac gaming, îmi place să fac content care să-i ajute pe alții. Și îmi place să ajut oamenii și îmi place să văd că oamenii evoluează datorită sfaturilor mele și că chiar ascultă ceea ce am eu de spus. Foarte interesant, da. Uite, mai ales că tu ai zis că îți place să stai în fața camerei. Da. De cele mai multe ori, fotografii sunt persoanele cărora le place să stea și în spatele camerei foarte mult, poate mai mult decât să stea în fața ei. Și asta e foarte bine, cumva, ambele perspective. Și perspectiva, poate, modelului, dar și perspectiva fotografului. Crezi că te ajută cumva trăsătura asta, poate, a dezvoltării pe care o ai în fotografie? Cum ar trebui să fie, poate, un fotograf? Un fotograf, în primul rând, este o persoană, ca și noi. Există mai multe feluri de fotografi, cum ar fi fotografii care preferă să aibă chiar obiective cu distanță mai scurtă, ca să fie mai apropiați de subiect. Aceia sunt fotografi extrovertiști, care mereu o să-ți spun, o să aibă o stare mai bombastică, aș putea spune. Da. Așa, dar sunt și ceilalți fotografi mai introvertiți, care sunt mai mult pe partea asta de fotojurnalism, care sunt în evenimentul tău, în ședința ta foto, dar încearcă să bagi cât mai puțin doar cu mici sfaturi. Personal, mi se pare că ambele cazuri sunt ok, dar eu sunt fotograful ăla bombastic. Adică atunci când am o ședință foto, încerc să fac experiența cât mai faină, să ne distrăm amândoi, nu încerc să o fac ca pe un job. Și pentru unii oameni e foarte faină chestia asta, pentru că
pleacă cu o experiență, pleacă cu niște amintiri foarte faine în afară de fotografii, dar, cum am spus, cum fotografii sunt mai multe, există mai multe feluri, la fel și oamenii. Sunt oameni care preferă un fotograf mai silențios, poate și ei sunt un pic mai... timizi. Exact. Și preferă pur și simplu să fie totul așa, într-o liniște, să fie totul profesional. Dar pentru cei care sunt obișnuiți să stea în fața camerei, mi se pare o... ocazie foarte faină pentru a putea comunica cu modelul, cu subiecții, cu mirii, cu clienții și așa mai departe. În timp ce ceilalți mai introvertiți s-ar simți mult mai confortabil să vorbească prin mesaje sau prin mail-uri. Poate când ți-ai dat seama că abordarea ta este una mai extrovertită, poate mai îndrăsneață? Îmi place să vorbesc. Îmi place să vorbesc mult. Și îmi place să socializez, să comunic. Îmi place ca, dacă se întâmplă ceva care probabil nu-mi place sau nu-mi convine, să creez eu momentul. Adică, într-adevăr, momentele le prindem noi fotografii, dar de multe ori le și creăm. Și, de exemplu, dacă eu văd, dau și un exemplu, sunt la o nuntă și văd un cadru care ar fi foarte fain dacă mama mireasei ar fi lângă mireasă. Efectiv, eu mă duc la mama mireasei și zic, vă rog frumos, haideți un pic lângă fiica dumneavoastră, să facem o fotografie foarte faină. Foarte interesant că totuși ai această comunicare cu oamenii. Eu cred, eu nu sunt profesionistă în ale fotografiei, dar văd că această comunicare este foarte importantă, mai ales pentru cei poate mai timizi. Trebuie cumva să-i scoți din acea timiditate pentru a fi poate mult mai natural în fața camerei. Tu cum procedezi? Eu, efectiv, sunt pe principiu, cu cât mai multă comunicare, cu atât mai bine. Dacă comunici mai mult cu clienții tăi, unii o să-ți rămână prieteni, o să te recomande mai departe și nu o să-ți spună am avut un fotograf fain, o să spună am avut un om fain, dacă comunici cu ei. Uite ce perspectivă interesantă, că până la urma urmei un om este în spatele camerei. Tu care crezi că este mai importantă sau ce crezi că influențează mai mult o fotografie bună? Omul din spatele camerei sau poate o cameră foarte bună de ultimă generație? Asta este una din întrebările care pun foarte multe semne de întrebare în lumea fotografiei pentru că sunt fotografi care o să spună nu lua cel mai bun aparat, ia un curs, dar și alții care o să spună mai ai nevoie de un aparat bun. Părerea mea este că ai nevoie de foarte multe cunoștințe în spate, foarte multe idei, imaginație, dar și un echipament mai bun o să te ajute. Adică dacă ai ocazia să-ți iei un echipament mai bun, eu aș zice să te duci pentru că și echipamentul are limitele sale. Iar dacă ești și depinde și de felul de fotografiile pe care le faci. Dacă ești un fotograf de eveniment, poate ar fi un pic mai bine la început să-ți iei un aparat ceva mai bun să te ajute în lumină scăzută, dar dacă ești un fotograf de peisaj, de exemplu, poate că ar fi mai înțelept să-ți iei un curs. Deci, în funcție de fotografiile pe care le faci, de tema fotografiilor tale, lucrurile astea pot varia. Dar eu cred personal că mai întâi omul. Mai întâi omul vine cu ideile sale, după care poate să-și cumpere aparatura. Dacă își cumpără aparatura înainte, dar nu are cunoștințe, poate să facă fotografii care să semene, nu știu, cu telefonul. Exact. E foarte important să știi ce cadru să iei, cum să-l încadrezi, bănuiesc. Cu siguranță sunt foarte mulți pași de urmat pentru ca o fotografie să fie bună, pe lângă faptul că trebuie să direcționezi cumva modelul dacă este vorba de fotografia unui model. Dar uite, am văzut la tine pe YouTube că tu ai făcut un videoclip în care ai acceptat provocarea de a face fotografii cu un Samsung Galaxy J5. De ce tocmai cu un Samsung Galaxy J5? Cam prin 2018, așa, 2019, se circula o glumă pe grupurile de Facebook despre fotografie. Odată, nu mai țin minte chiar contextul, deci am să spun așa mai băbește, un om, probabil un tataie, o mamaie, ceva, dar oricum mai în vârstă, a postat o fotografie la flori, care a făcut-o cu Samsung Galaxy J5. Și acea fotografie a fost pur și simplu făcută direct, o luat telefonul, făcut așa, nu tu edit, nu tu încadrare, nu tu nimic, după care a fost postată pe acel grup de socializare. După care gluma s-a viralizat, iar atunci când o fotografie
este făcut ori pe modul automat, ori care seamănă cu un telefon, dar de fapt este făcut cu un aparat foto. În mod ironic să spune că este făcut cu un Samsung Galaxy J5. Mie mi-a plăcut provocarea și mă gândeam cât de rău poate să fie un telefon. Din experiența mea, destul de rău. Dar important este lumina. Eu atunci am făcut fotografii bune, ca nu știu cum spun subiectul, exact, în lumină. Dar cam asta este și diferența între aparatele bune și telefoane. Sunt capabilitățile în lumină scăzută. Atunci când am făcut fotografiile cu J5, se vede și în videoclip că am avut o lampă mai mare sau am pus subiectul în fața unui geam și așa mi-au ieșit mie cadrele astea mai bune. Uite, și aici intervine acea vorbă că totuși omul din spatele camerei contează. Dacă știi cum să folosești lumina, uite că poți face niște fotografii bune și cu un Samsung Galaxy J5. Da. Dar poate ce perspectivă ai asupra telefonelor din ziua de astăzi, care sunt foarte performante și uite, unii le folosesc chiar pentru fotografie profesionistă? În primul rând, mi se pare foarte mișto. Mi se pare atât de mișto să faci fotografii cu telefonul, pentru că este o chestie banală, este telefonul tău și să faci artă din telefonul tău mi se pare foarte mișto. Dar până când nu o să fie un senzor mai mare, adică până când evoluția telefonului o să fie mai mare, personal, telefonul o să rămână doar la peisaje, vacanțe și cel mai probabil ședințe foto, dar așa, Instagram, și aș putea spune. Da. Dar pentru treabă profesională, poate doar pe video și poate doar la evenimente mai mici, mai corporate sau ceva, dar la evenimente momentan, din nou, în lumină scăzută, telefoanele încă sunt depășite, chiar dacă au evoluat așa de mult. Pentru vlogging sunt foarte faine. Tu le folosești pentru vlogurile tale? Nu, încă nu. Nu am încă un telefon așa de performant, dar în sură de ideea. Am vrut să folosesc, doar că eu încă am rămas un pic obișnuit cu separarea de fundal pe care oferă un aparat foto. Da. Dar, în schimb, mă uit la vloguri făcute cu telefonul și uneori nu-mi dau seama că sunt făcute cu telefonul, iar chestia asta este foarte, foarte bine. Chiar am văzut și eu în social media că circulă diferite videoclipuri făcute cu telefonul, poate unele chiar cinematice și nu ai spune că sunt făcute cu telefonul, cel puțin un amator nu ar spune asta. Exact. Dar cu siguranță fotografii observă diferența, mai ales că tu lucrezi mereu cu aparatul, mereu lucrezi cu fundalul, cu luminile. Ți-a fost mai ușor să folosești aparatul, bănuiesc că cu asta te ocupi de obicei. Așa era la îndemână, dar cineva care face cu telefon dintotdeauna sau care momentan nu vrea să investească într-un aparat foto și se străduiește cu telefonul, posibil să facă sau sigur o să facă niște fotografii mult mai spectaculoase decât aș putea eu să le fac, care sunt obișnuit cu camera foto. Așa este. Cumva, dacă cineva s-ar apuca să-și facă vlogurile cu un aparat foto foarte bun, dar nu ar ști cum să îl seteze, cum să se folosească poate de lumina din camera de unde face vlogurile, cred că nu s-ar vedea o diferență foarte mare între aparat și telefonul mobil. Ba chiar dimpotrivă, la telefonul mobil s-ar vedea mai bine, deoarece telefoanele mobile au softul mult mai îmbunătățit, pentru că sunt locuite de la an la an, față de un aparat foto care este bun, dar are același mod automat, aș putea spune. Un telefon mereu o să aibă un mod automat mult mai ok pentru utilizatorii mai obișnuiți decât modul automat pentru fotografii profesioniști. Așa este. Deci ajungem la concluzia că totuși un telefon de ultimă generație nu ar putea totuși să înlocuiască un aparat foto. Nu ar putea, din nou, doar pentru chestii obișnuite, dar pentru chestii profesionale încă se țin foarte bine aparatele foto, dar sper și chiar mă gândesc că o să apară cândva un telefon mobil care să aibă un senzor, ca să e mai important la camerele foto, care să aibă un senzor pentru fotografie și să fie foarte bună lumină scăzută. Deja am văzut ceva de la Sony, au un Sony, cred că se numea X Pro sau X1, nu mai țin minte, dar au un senzor pe care îl găsim la aparatele foto Micro Four Thirds, 1x4, și filmează foarte, foarte fain pentru un aparat foto. În schimb, e la fel de scump ca unul.
Da, îți dai seama, cred că au pus în preț calitatea fotografiei, pentru că până la urma urmei un amator când își alege un telefon și îl alege după cameră. Asta e caracteristica principală pe care o caută și normal că companiile pe asta se focusează prima oară când aduc o nouă generație de telefoane, să fie camera cât mai bună. Exact. Și deja au ajuns la un nivel foarte bun față doar de acum 5 ani, dacă e să comparăm, au ajuns la un nivel foarte fain și e de admirat și sigur cu anii care trec vor fi modificări tot mai bune și tot mai bune și poate o să-ți faci și tu vlogurile cu exact. Un telefon. Chiar sper și sunt sigur că o să întâmple asta. Uh-huh. Dar cu vlogurile, nu știu, când te-ai apucat? Te-ai apucat de gaming, dar când te-ai hotărât să faci despre fotografie? În primul rând, eu voiam să mă apuc de fotografie cu mult timp înainte, chiar cu 4 ani înainte, doar că am simțit că încă nu am ce oferi. Nici acum nu știu dacă am încă ce oferi fotografilor începători, dar publicul țintă pe care l-am pentru canalul de YouTube sunt fotografi începători, care doresc să-și cumpere un aparat foto și să învețe să îl folosească cât mai repede și cât mai bine. Am decis să fac chestia asta în primul rând pentru faptul că, și îți spun sincer, nu aveam cu cine să mai vorbesc despre fotografie. Am vrut să vorbesc despre fotografie, am vrut să mă asculte cineva și mă simt foarte bine atunci când oamenii sunt ajutați de aceste informații. Primesc comentarii, primesc mesaje pe Instagram despre oameni care mulțumesc că și-au cumpărat un aparat foto la sfaturile mele, că sunt foarte mulțumiți și faptul că pot ajuta pe cineva și să-i dau niște motive reale. Nu, pot, nu spun doar ia aparatul ăla că e mai bun. Trebuie să dau niște motive și chestiile astea sunt pasiunea mea. Pur și simplu îmi place să cunosc piața, să cunosc aparatele și îmi place să distribui cunoștințele mele ca să ajut cei care le caută. Mai ales că în România nu e așa de promovat. Exact, trebuie și acest tip de content, pentru că până la urma urmei, pe fiecare domeniu există content, atât pe YouTube, Facebook, Instagram, pe toate rețelele și browserele de unde poți căuta, găsești orice tip de informație și mă bucur că te-ai apucat și tu, știi, să împărtășești puțin din informațiile tale, dar nu știu, ce tip de content abordezi? Unul mai relaxat sau poate ceva așa mai formal? Mie mereu mi-au plăcut, în general, videoclipurile pe muzică, în sensul că eu spun câteva informații, dar de obicei, cum a fost și cel cu J5-ul, este o muzică faină pe fundal și pe aceea pur și simplu se întâmplă acțiunea. În sens, nu vorbesc prea mult în videoclipuri, mereu mi se pare cu cât vorbesc mai mult, cu atât o lungesc mai tare. Și de asta încerc să țin informațiile la minim și acțiunea la maxim. Uh-huh. Momentan ești focusat doar pe YouTube sau ai vrea să te extinzi poate și pe alte rețele de socializare? Aș vrea, deci asta e un vis de-a meu și sunt sigur că o să reușesc anul acesta, dar după vară. Aș vrea să fac și streaming despre fotografie, despre cum editez fotografii. Aș vrea să plec în mai multe orașe, deja am făcut chestia asta, am fost la Deva și la București și la Cluj ca să fac o ședință foto și aș vrea să merg în mai multe orașe pentru că vreau să cunosc cât mai multe locații, să cunosc cât mai mulți oameni și chiar vreau să le arăt oamenilor că uitați, am venit în orașul vostru și am făcut o ședință, uitați, încercați și voi sau hai să ieșim cândva să facem și tot așa. Și mă străduiesc cât se poate de mult, dar acum am mai ales cu cât vine căldura, nu mai am nici timp. Da, vin și evenimentele exact, odată cu exact. Căldura. Uite, foarte interesant că vrei să faci și streaming. Bănuiesc pe Twitch, pentru că a devenit da, o platformă foarte accesată de tineri. Și cred că ar merita să descrii așa puțin ce înseamnă streamingul pentru unii oameni care poate încă nu au avut contact cu acest tip de expunere. Streaming este în primul rând un live, o acțiune live, în care este și un chat live, după care eu pot să vorbesc cu oamenii în direct, la un decalaj foarte mic, undeva la 3 secunde, 5 secunde, da. Și putem să facem activități.
să îmi dea idei după care să le fac și alte chestii la care m-am gândit, la streaming, să nu fac doar despre editare, ci să fac și ședințe foto în studio. Adică să mă duc la un studio sau să îmi fac studioul meu, să fac, pun o cameră acolo și să fac streaming, să citesc comentariile, să îmi spună cum să faci un Rembrandt, cum, ce înseamnă Octabox, ce înseamnă difuzie și așa mai departe. Și eu efectiv să spun acolo totul live. Deci asta e un streaming, este un live, cum avem noi acum, noi practic acum facem streaming, da? Și să fie ceva săptămânal, la o oră fixă, ca oamenii să știe că la ora cutare noi intrăm live și facem fotografie. Foarte interesant, mai ales că acolo se poate aduna o comunitate, care mai apoi te poate susține și pe celelalte rețele de socializare, dar în același timp te pot susține, pentru că se poate dona. Și mi se pare foarte important să susținem artiști, mai ales artiști pe care îi admirăm, de ce nu? Și cumva cred că această comunitate pe care cu siguranță o să o strângi la un moment dat, acum depinde în ce timp, pentru că nu ai de unde să știi exact cum va prinde acest tip de activitate la oameni. Dar mi-ai spus că, uite, vrei să te focusezi și pe activități fizice, adică să mergi în diferite orașe, să faci fotografii. De ce îți dorești să faci acest lucru? Mi se pare că în orașul în care suntem noi acum, Iași, am văzut destule, nu pe toate, dar România este o țară frumoasă. Românii sunt oameni deștepți care au făcut niște clădiri foarte faine și vreau să le văd aproape pe toate, dar nu vreau să doar să le fotografiez normal. Vreau să fac o ședință foto acolo, să fac cumva o poveste cu ele și cu subiectul. Altă chestie e faptul că sunt fotografi, sunt orașe mai mici, care sunt fotografi talentați, care din păcate pur și simplu nu au cu cine ieși. Și eu chiar susțin ședințele foto în echipă, pentru că sunt distractive, avem ce învăța unii de la alții, avem ce împărtăși și mereu iese cu zâmbet. Nu am văzut până acum o ședință foto în grup care să iasă cu supărări. Așa este, e o metodă bună prin care să-ți împărtășești și tu cunoștințele, dar să afli și de la alții. Exact. Cu siguranță va fi foarte variată experiența fotografilor care se adună. Dar de unde te gândești să strângi această comunitate de fotografi? Din orașele unde mergi sau să vină cu tine din Iași? Nu știu încă, mă tot gândesc. Momentan am o mică comunitate. Sunt prietenii mei de pe Facebook și urmăritorii mei de pe Instagram, că le mulțumesc că practic datorită lor sunt aici, pentru că fiecare like, fiecare share, fiecare comentariu, fiecare reply la story, orice m-a ajutat să fiu un fotograf mai bun. Acum comunitatea probabil o să strâng când mă duc în alte orașe. Dar sunt sigur că o să sunt și de pe YouTube, pentru că acolo e mult mai ușor să vadă oamenii că vin. În schimb, aș vrea mai întâi să fiu un pic mai popular pe YouTube, ca să pot să strâng o comunitate din alte orașe, iar atunci când spun că vin în orașul tău să facem o ședință foto, să fie mai mulți oameni care să vrea să vină. Pur și simplu, nu să mă duc, să ajung acolo deja, și după aceea să spun, ei, cineva de aici? Sau, da. Adică asta ziceam. Vreau să fac o mică comunitate din toate orașe, nu contează cât de mulți, dar vreau să fie pasionat de fotografie. Nu contează dacă sunt începători, profesioniști, entuziaști, dacă fotografiază peisaj, ședință foto, boudoir sau evenimente. Vreau să fie o comunitate în care să învățăm toți, în care să ne respectăm și în care să ne împărtășim din experiențele noastre și să ajutăm pe alții să ajungă ca noi sau mai sus decât noi. Foarte interesant și se vede că ai deja o mică comunitate, pentru că pe live-ul nostru există multe comentarii numai de bine, felicitări. Asta îți transmit oamenii care se uită la noi. Deci asta e un semn că faci ceva bine, că ești pe drumul cel bun și că de acum încolo, desigur, mai este multă muncă. Da. Dar uite, dacă ești pasionat și se vede că de acum încolo asta vrei să faci, cu siguranță vei ajunge undeva la un punct foarte înalt. Dar uite, mi-ai spus că prima oară ai vrea să devii popular pe YouTube. Crezi că mai este posibil acum să devii popular doar prin intermediul YouTube-ului? Și da și nu, dar pentru fotografie nu. Adică acum YouTube-ul este mai mult dedicat vlogărilor care fac daily vlog și probabil nici chiar gamerilor, pentru gameri există Twitch. Exact.
Dar YouTube-ul este și o platformă de învățare și momentan nu cred, adică YouTube e pentru daily vlogs, Instagram este pentru fotografie, mai mult de pe Instagram îmi fac comunitatea. YouTube-ul este mai mult o altă nișă a unde îmi expun eu ori lucrările, ori unde vorbesc. Adică dacă postez fotografii pe Instagram sau îmi cere cineva un CV, uitați, am Instagram, am Facebook, dar am și YouTube. Puteți să mă urmăriți pe YouTube. Deci îți aduce un plus. Da, este un plus la CV și este un plus la faptul că este un hobby frumos. Exact, și are legătură tot cu, adică transmiți informații despre fotografie, dar cumva și videografia, deși sunt, bănuiesc că sunt diferențe între videografie și fotografie, totuși este din același domeniu, lucru cu camera. Da. Ai vrea să te focusezi poate și pe tipul acesta de videografie? Da, anul acesta am decis că vreau să învăț videografie. Vreau să mă duc la cursuri, pentru că am deja aparatura, dar vreau să... vreau să-mi folosesc cunoștințele pe care le am în fotografie, cum ar fi compozițiile sau colorizările, să le pun pe partea de video. Vreau să fac videografie artistică. Momentan, când mă gândesc la ce fel de videografie, aș merge și pe eveniment, dar mi se pare că pentru eveniment mai am de învățat. Și mai întâi aș face efectiv câteva scurtmetraje, poate ceva scenic, poate ceva programat, niște videoclipuri pur și simplu pentru mine, să mă asigur că și după aceea cursurile pentru eveniment, pentru că aș vrea să mă duc la un eveniment pregătit și deja cu o bază încărcată. Crezi cumva că pentru videografia de eveniment sunt cumva prea mulți oameni în acest sector deja? Da, în primul rând, mie personal mi se pare că e loc pentru toată lumea. Dar, într-adevăr, nu că sunt prea mulți, dar sunt foarte mulți, există o piramidă la fotografie. Sunt fotografii de jos, sunt fotografii medii și sunt fotografii pro-pro, adică aia profesioniști. Fotografii profesioniști sunt mai puțini, cu cât ajungi mai sus o să vezi mai puțini oameni, iar fotografii medii sunt, în general, cei mai mulți. Nu mi se pare, că sunt foarte mulți, doar că sunt foarte multe fotografii care seamănă între ele, sunt foarte mulți fotografii care nu prea își mai pun amprenta. Adică se vede diferența între un fotograf medium și un fotograf profesionist. Și sunt foarte mulți care fac fotografie pentru bani. Da. Și nu spun că nu accept așa ceva, până la urmă asta ai ales să faci bine, dar am dat de fotografii care, pur și simplu, eu sunt acel om care... Când dau și un exemplu, te căsătorești și cauți un fotograf și mai alegi pe mine. Eu vreau să vorbim. Înainte din nuntă ne vedem de vreo două ori. Mai vorbim, mai un mesaj, mai o socializare. În schimb, am dat de oameni care, eu le-am spus că așa vreau să fac și mi-au spus că nu. Iei bani și pleci. Te duci la nuntă, îți faci treaba și pleci. Nu e un lucru rău pentru că sunt, dacă îți faci treaba, cred că e ok. Dar foarte multe fotografii pot fi realizate datorită comunicării și foarte multe fotografii pot fi ratate. Adică, dacă mireasa nu mi-a spus că ei mama și eu nu fotografiez. Ai scos-o ca pe o soră. Exact, exact. Și de asta merg foarte mult pe comunicare, iar fotografii care comunică acum sunt rari. Foarte multă lume vrea doar banii. Vrea doar să vorbească, să muncească și atât. Muncesc și plec. Deci factorul acesta al comunicării printre cele mai importante. Exact. Uneori comunicarea poate să fie mai importantă decât fotografia. Pentru și poate să, să evite foarte multe, neînțelegeri. De exemplu, se poate întâmpla să ratezi un moment. Se poate întâmpla să fi plecat undeva. Se pot întâmpla multe, dar dacă ai comunicat cu mirii tăi, ei în primul rând vor ști că nu ești o persoană rea, că nu ai făcut chestia asta intenționat și alte chestii. Și mi s-a întâmplat odată să ratez un moment destul de important, dar pe miri nu i-a deranjat. Vă spune, asta e, ne-au plăcut celelalte fotografii, știm că ți-a fost atunci, mi-era rău, mi-eram pe la baie. Țin că ți-a fost rău, te cunoaștem, nu e nicio problemă. Și asta mi s-a părut că a fost foarte important pentru mine și de atunci am spus că trebuie să comunic cât de mult să pot cu clienții mei.
Așa e, și pe lângă asta poți și tu să-ți faci o selecție a clienților, pentru că bănuiesc că nu îi poți accepta pe toți. Sunt și clienți puțin mai dificili sau cu care nu rezonezi. Eu, în primul rând, nu răspund la mesaje care nu spun bună ziua sau salutare. Efectiv, primesc mesaje care spun direct, preț botez 9 martie. Nu-mi vine să... Nu, da. Pur și simplu nu-mi vine. Sau mă sună și îmi spune direct, am o nuntă, nu știu ce, e data de cutare. După aceea eu, bună ziua! Pur și simplu, mi se pare că e nevoie de așa ceva. Deci este important pentru un fotograf totuși să-și selecteze clienții, exact, să nu-i accepte pe toți. Cum da, crezi că are influența negativ, poate, dacă îi accepți pe toți, chiar și pe aceia cu care nu rezonezi? Sunt unii oameni care, pe românește, nu au 5-7 ani de acasă, care plătesc un om și cred că după aceea poate să facă cam tot ce vor ei. Prin comunicare îți, le spui clienților tău și limitele pe care le impui. Ai niște limite. Nu poți face nu știu ce număr de fotografii sau nu știu ce număr de ore. Nu poți prinde ceva, poate, nu știu. Dar când vorbești cu mirii, le spui și limitele pe care le ai și ei trebuie să fie de acord. Dar dacă cumva nu vorbești cu cineva, nu știi nici de limitele și îi se creează niște pretenții. Și dacă nu reușești acele pretenții, automat ai fost un fotograf rău. Da. Și de asta fotografia de eveniment ajută să fie puțin blamată, pentru că fotografii care nu comunică au avut miri care poate nu erau răi, dar pentru că nu au comunicat, s-a întâmplat să rateze niște chestii și ei spun că fotografia de eveniment e nașpa, că miri, că oamenii sunt nașpa, că totul e nașpa, dar sunt mulți bani. Da. Dar dacă vorbești cu clienții tăi, poți da niște oameni foarte faini, aceea să-ți placă. Exact. Ți s-a mai întâmplat, nu știu, să colaborezi cu anumiți miri, poate și la alte evenimente după ce... Da, s-a întâmplat și mereu se întâmplă chestia asta. După nuntă, la botez. Da, și s-a mai întâmplat ca după o nuntă să fiu la nunta surorii. Dar s-a întâmplat și ca la un majorat, efectiv un majorat, să ajung la o comunie civilă, la comunia civilă să ajung la nuntă. Deci funcționează și metoda asta, da, de recomandare. Exact. Important este să fii om oriunde te duci, să fii de treabă, să nu contează dacă e un eveniment mai mic sau mai mare, să faci totul cu aceeași pasiune, cu același impact și, părerea mea, același echipament, pentru că sunt unii care nu iau anumit echipament pentru că e o nuntă mai slabă sau un eveniment mai slab. No, uite, nu știam lucrurile acestea, da, că se fac totuși diferențe. Da, se uită, efectiv se uită în contract și, a, nu, dar nu sunt mulți bani aici sau așa, și efectiv își aduce doar un obiectiv și cu obiectivul aș face toată nunta. Dar eu am avut și evenimente care m-am dus gratis. Și totuși la alea gratis tot am muncit. Adică părerea mea este că oriunde te duci să faci totul cu aceeași pasiune. Foarte frumos să ai această filosofie și uite, chiar nu știam că se întâmplă lucrurile acestea, de acum o să fiu mai atentă și o să mă informez mai bine. Nu știu când o să am un fotograf la un eveniment sau cine știe. Dar nu știu, cât de diferită este poate fotografia de eveniment față de fotografia artistică? În primul rând, factorul principal este timpul. În fotografie de eveniment faci totul cu un anumit timp și de multe ori timpul acela este foarte, foarte puțin. Nu ai timp acolo să faci artă. Arta o faci din câteva mici modificări pe care poți să o faci atunci. Dar fotografia artistică necesită, în primul rând, o viziune. Necesită, în primul rând, un plan. Și necesită logic, comunicare. De asta sunt foarte mulți fotografi printre care și eu vreau să fac chestia asta și recunosc că în momentan nu am făcut-o, dar care înainte de eveniment se duc la locul în care se ține evenimentul cu o zi înainte și analizează locul evenimentului ca următoarea zi să vină deja cu niște idei de fotografii. Mie mi se pare foarte interesant chestia asta grea, adică trebuie să fii foarte pasionat ca să faci chestia asta. Da. Dar, într-adevăr, e un plan deștept dacă vrei să-ți faci cadrele cu factor wow. Dar trebuie să ai și mult timp la dispoziție. Exact, exact. Până la urmă, timpul e foarte valoros și să-ți pierzi poate o zi
dar cu siguranță merită, mai ales dacă ajungi la un nivel poate mai înalt sau unde îți permiți, că bănuiesc că atunci când ajungi un fotograf recunoscut, poate și prin anumite premii de la anumite concursuri, îți permiți cumva să-ți aloci timpul potrivit, să-ți îmbunătățești fotografia. Uite, chiar vorbeam de fotografiile de nuntă și știu că ai o fotografie cu o mireasă care chiar e premiată. Da, da, da. În primul rând, eu cu concursul despre fotografie, nu neapărat că nu sunt de acord, dar prefer să nu particip din niște motive destul de clare. În primul rând, fotografia este subiectivă, adică deși vine un juriu care poate să corecteze din punct de vedere logic, să-ți ofere un punctaj logic de la încadrare, contează și gustul. De asta, uneori prefer să nu, pur și simplu să nu particip la concursuri. După care sunt concursuri de fotografie care sunt cu voturi. Nici alea... Acum, dacă particip la concursul cu voturi, e bine pentru că am o comunitate. Da. Totuși, de asta nici nu mai particip. Am participat o dată, am câștigat cu niște voturi foarte, foarte multe și am realizat că mai bine las pe alții la chestia asta cu voturi. În schimb, din nou, cu concursurile cu juriu, mi se pare așa, cu dus întors. Dacă ți se oferă un feedback critic, da, se merită, pentru că știi ce ai greșit. Dacă pur și simplu este un juriu, nu ți se dă niciun feedback, nu știi de ce fotografia a câștigat sau nu a câștigat, poate fi o fotografie spectaculoasă, dar poate la juriu să nu le placă sau să nu fie pe tema lor sau pe vibe-ul lor. Iar despre fotografia cu mireasa, este un site fotografcameraman.ro, da. Care acolo sunt în general cam toți fotografii din România care vor să evolueze cât se poate de mult. Și selecția editorilor este o selecție de fotografii care se face săptămânal pe acel site. Și acolo, cum să spun, există două forme de fotografi, fotograful premium și fotograful standard. Nu e vorba de premium la rezultat, e vorba că plătești un abonament. Și fotografii premium pot să posteze 3 fotografii care să fie selectate la selecția editorilor de un juriu, iar fotografii standard doar una. Și eu atunci am postat fotografia aia, fotograf normal, doar fotografia aia. Dar am pus-o doar așa, Să vezi și tu. Exact. Și în 2 săptămâni a venit un e-mail, eu cream că e o reclamă de la ei. Așa, scria fotografia, așa, a fost aleat selecție. Cred că am stat în fața camerei 10 minute. N-am zis nimic. După aceea, pur și simplu, am început să se prin casă. Pentru unii fotografi nu este cine știe ce, dar pe mine nu m-a bucurat că fotografia mea a câștigat selecția editorilor. Pe mine nu m-a bucurat că numele meu era lângă alte nume care sunt foarte populare în fotografia de eveniment și asta m-a bucurat. Am zis că este un pas mai aproape către acel vârf. Sunt fotografi care au, nu știu, 20 de selecția editorilor. Iar eu am doar una, dar pe mine m-a bucurat că odată am fost lângă acei fotografi. Wow, felicitări pentru realizarea aceasta. Ai de gând să mai particip la, nu știu, evenimente de genul ăsta? Da, vreau ca anul acesta să fie, cum să spun, să fie anul meu. Vreau să fac fotografie artistică, comunic cu toți mirii mei ca să facem niște cadre foarte, foarte faine. Acum nu știu dacă o să fie tot de selecția editorilor, pentru că fotografia de la selecția editorilor pe care am câștigat-o a fost gândită, a fost o ședință foto, nu a fost din eveniment. Da. Și așa am realizat că ai nevoie de timp și probabil chiar de o altă zi ca să faci fotografii de selecție. Dar deja am vorbit cu mirii mei că vrem să mai facem câteva. Și dacă o să fie ok, dacă nu, tot ok. Pe mine mă interesează mai întâi ca cel care mă angajează, clienții mei, să fie mulțumiți și abia după eu să fiu mulțumit, abia după ceilalți să fie mulțumiți. Dar mai întâi clienții mei sunt prioritatea. Foarte frumos că te gândești așa și la fotografie, și la plăcerea ta de artist, dar și, desigur, la cerințele clienților. Nu știu, dar în ceea ce privește fotografia artistică, bănuiesc că îți trebuie foarte multă imaginație, pentru că multe lucruri s-au făcut deja. Da, imaginație. Eu cred că în fotografie aproape totul s-a făcut, pentru că există foarte mulți fotografi. Poți să ai o idee
care să știi că e originală, dar de fapt să se fi făcut cândva. Nu este rău. Dar fotografia artistică, ca să ai imaginație, primul trebuie să înveți, să te uiți la altele, să te inspiri. Și doar așa o fotografie făcută, după care modificată, devine o fotografie nouă. Și așa cred că dacă înveți, dacă știi ce înseamnă fotografia artistică, dacă știi cum să exprimi ceva, mi se pare că e destul de ușor să faci niște cadre noi. Dar dacă sunt oameni care pur și simplu n-au citit și vor să facă fotografie artistică, posibil să nu exprime sentimentele pe care el vor în fotografie. Cumva cred că lucrul ăsta vine și cu experiența. Exact. Și desigur, în experiență este integrată și partea aceasta unde studiezi, unde dai importanță și teoriei. Dar uite, mă gândesc că în partea aceasta artistică, cumva este un factor important și partea de editare. Crezi că este la fel, nu știu, trebuie să implici la fel de mult timp în partea de editare la o fotografie de eveniment față de o fotografie artistică? Eu cred că editarea poate să aibă chiar un rol mai important decât fotografia în sine. Eu prima dată am început cu Photoshop, de cât ți-am spus. Da. Și foarte multe fotografii de ale mele au fost salvate, ghilimele salvate, datorită Photoshop-ului, editului. Foarte multe fotografii artistice de ale mele nu aveau menirea să fie o fotografie artistică, dar în editare, pur și simplu, s-a făcut. În editare poți să faci compoziții, lumini, overlay-uri, poți pur și simplu să schimbi toată povestea fotografiei și eu cred că un om care știe să folosească editul, dar asta e ideea, că știi să editezi, dar să știi să-l folosești ca să creezi alte fotografii, are șanse mult mai mari de reușită să învețe, da, decât cel care face fotografia normală. Este foarte fain oricum să faci o fotografie foarte faină direct din aparat, artistică, dar mi se pare că editul îți oferă acel dramatism, acea artă, editul ăla. Faptul că colorizarea, mai ales că aici la artă, colorizarea joacă un joc foarte important. Și mi se pare că e foarte, foarte mișto să știi să editezi. Deci, totuși, pentru tine este un punct foarte important, partea editării. După ce se desfășoară toată acțiunea, adaugi și ceva magie. Exact. Adică, nu știu, pur și simplu, editul este acea chestie care îți oferă un factor wow. Foarte mulți oameni mai iau pentru edit. Și datorită editului, pur și simplu, am schimbat fotografii care păreau banale. Bănuiesc că mai ales acelea, știi, care au o expunere mult mai joasă. Exact. Pe acele le-ai făcut spectaculoase, dar am mai văzut niște efecte care, într-adevăr, au dat un aer artistic fotografiei și nu puteai surprinde, poate, culorile de albastru, roșu, în același timp, din spatele unui om. Și mi se pare foarte interesant cum am ajuns la această tehnologie, să evoluăm de la o simplă fotografie la a face lucru și după procesul de fotografiat. Dar poți fi și editor doar, adică te poți focusa doar pe partea aceasta sau cumva se îmbină mereu aceste două părți de fotografie și editare? Depinde. Poți fi doar editor, dar depinde de stilul tău de editare în primul rând și de faptul că trebuie să te mulezi pe mai multe stiluri. Adică poate vine un fotograf să-ți ofere niște preseturi de colorizare și tu să trebuiască să editezi după placul lui, dar gusturile sunt foarte, foarte amestecate. La foarte mulți editori poate li se pare mai fain ca fotografiile să fie mai subexpuse sau mai supraexpuse. Foarte mulți fotografi preferă niște fotografii mai luminate, să pară mai comerciale. Și de asta mi se pare greu să fii un editor pentru alții. În schimb, un editor pentru tine, pentru că tu știi ceea ce vrei mai bine, mi se pare cea mai bună alegere. Și cumva cred că e greu să mulțumești partea aceasta subiectivă a fiecăruia, exact, până la urmă urmei. Exact. Dar uite, știu și am specificat și la începutul interviului că tu faci fotografie de nuduri. Cum te-ai apucat de acest tip de fotografie și cum se diferențiază de celelalte două tipuri? Acest stil a fost în primul rând dintr-o joacă. Eu am un prieten foarte bun care mi-a arătat prima dată fotografii de nud și eu vedeam o chestie gen, pur și simplu o vedeam,
foarte interesant, pentru că practic este o chestie relativ banală, este doar o fată dezbrăcată, da, și nu are legătură cu partea hormonală. Este, da, pur și simplu artă. Da. Și am vrut să încerc, chiar am vrut să încerc. Dar foarte, foarte greu este să găsești un model. Este foarte greu. Am avut o prietenă care a avut încredere în mine. Prima dată am făcut-o pentru admiterea la facultate. Recunosc că nu prea mi-a ieșit, adică mi-a ieșit, cred că a fost o ședință de 4 ore și doar oft ar fi ieșit. Dar pe aia una am putut să o pun la admitere. După care am lăsat o pauză, am zis că poate nu-i de mine. Dar prietenul meu tot avea idei, tot evolua și am vrut și eu. Am vrut neapărat să încerc. Am observat că este foarte apreciat, da, și am vrut să fac artă dintr-o persoană, efectiv. După care am făcut prima mea ședință cu aceeași persoană care a avut încredere în mine și dacă se uită la aici vreau să știi că îi mulțumesc și că e cea mai tare. A fost greu. Prima parte nu mi-a ieșit nimic, dar nimic. Și m-a luat și mi-a spus că măi, hai să mai încercăm o dată. Și după ce am făcut. Și nu știu dacă le-ai văzut sau ceva, sunt o fotografie, da, da, cu vinul. Da, da, da. Exact. Și de atunci, doar un model am avut nevoie ca să vină și altele. Am mai colaborat cu prietenul meu, mi-a mai dat și un model și tot așa. Și așa am reușit un pic să-mi fac cât uși de puțin numele în acest domeniu. Dar mai am mult de învățat. Dar îmi place. Și îmi place că și urmăritorilor mei le place. Și e greu să fii în chestia asta. Trebuie mai întâi să-ți lași toate nevoile hormonale deoparte, să te gândești că persoana din fața ta te-a oferit toată încrederea, că trebuie să faci artă din ea și că felul în care ea o să se vadă de acum încolo poate să fie influențată de cum o fotografiezi tu. Așa este. Cumva ești foarte sensibil acest subiect, pentru că cumva credești încrederea unei fete, de ce nu, sau cine știe. Se fac astfel, exact, de fotografii și bărbaților sau doar fetelor? Bărbaților, din câte am înțeles, doar din punct de vedere comercial. Pentru boxeri, chestii din astea, dar în general fata este arta. Da. În general, fotografiile de budoar sunt cele mai populare cu fete. Și, nu știu, înțeleg, pur și simplu. Da, înțeleg, da. Asta îmi place și mie, mă simt mai bine când văd o fată decât un băiat, adică pur și simplu așa s-a nimerit. Dar dacă ar fi să am ocazia, aș vrea să încerc o dată, dar recunosc că ar trebui să învăț foarte mult. Pentru că și atunci când am făcut fotografia de budoar, prima mea ședință, am învățat și am citit și cât am putut eu de mult, dar informațiile acestea sunt foarte limitate. Chiar și pe YouTube, pentru că este un subiect tabu pe care nu îl înghe toți și sunt foarte, foarte limitate și, în general, te duci acolo cu o bază mai puțin încărcată. Dar încerci să dai cel mai mult din tine și asta cred că e cel mai important, să oferi cât poți tu, să lucrezi încet, să nu te grăbești și, cel mai important, să oferi încredere. Și, într-adevăr, este un subiect tabu pentru mulți. Chiar este privită ca fiind o vulgaritate. Exact. S-a întâmplat. Tu cum reușești poate să treci sau să faci diferența aceasta dintre poate o fotografie care poate fi catalogată vulgară și o fotografie care poate fi catalogată ca fiind artă? Sunt două chestii foarte, foarte importante. Compoziția și umbrele, aș putea spune. Adică lumina, felul în care pică lumina. Cred că eu am o vorbă foarte faină. Diferența dintre fotografia artistică și cea vulgară este faptul că fotografia artistică pictezi cu lumină. În timp ce la fotografia vulgară fotografiezi niște chestii care sunt strict pentru... Na. Expui tot fără a vrea să exprimi ceva. Exact, poate. Exact. În timp în fotografia artistică vrei să exprimi ceva. Vrei să arăți ceva frumos și logic ceva cu subînțeles. Da. Dar poate care sunt tehnicile sau de ce e atât de greu să faci poză de acest tip? Pentru că multă lume s-ar gândi că faci o poză, o editezi puțin și gata.
Chestia care, dificultatea cea mai mare este, în primul rând, cum cade lumina pe subiect. Uh-huh. Pentru că o fotografie de nud bună are o lumină moale, inspiră calm. Uh-huh. Asta este foarte important. Și nu poți să pui, dau și un exemplu, blitzul direct pe corpul personajului. Trebuie să ai o bază, o lumină foarte mare, foarte soft. Și altă chestie e faptul că dacă avem nevoie de lumină foarte puternică, dar soft, înseamnă că cea mai populară sursă este o fereastră. Deci înseamnă că foarte multe fotografii de genul acesta sunt făcute într-un dormitor. Da. Dar sunt și fotografii de nud. Momentan nu am încercat, vreau să încerc, dar sunt și făcute fotografii de nud făcute afară, în păduri, de exemplu. Dar personal, nu că nu mă atrage încă, dar mi se pare că mai am de învățat până să ajung la așa ceva. Vreau mai întâi să evoluez cât de mult se poate pe fotografie de budoar în interior. Altă chestie este faptul că ai nevoie de un echipament un pic mai performant, pentru că fiind într-un dormitor, lumina este totuși limitată și ai nevoie și de lumini reflectoare, dar reflectoare care să poate să limiteze lumina. De exemplu, eu fac foarte multe fotografii cu fundal negru în spate, în care subiectul este practic pictat lateral. Da. Ca să pun lumina aceea, am nevoie de un reflector cu un grid. Dacă nu ai așa ceva, cam greu să o faci cu lumina de la fereastră. Și e greu să faci acest lucru și prin editare? Da, este foarte greu. În edit pui mai puțin, de fapt, accentul pe fotografia de budoar sau de nud. O pui doar pe edit, în sensul că mai scoți un coș, mai netezi niște locuri, dar în general fotografia de nud trebuie să fie aproape neatinsă din punct de vedere al colorizării. Pielea să rămână albă sau cum o are subiectul. Sau, cel mai popular, ceea ce sunt majoritatea fotografiilor mele, alb-negru. Da, într-adevăr, uite, e un exercițiu bun și pentru un fotograf în general, pentru că exersezi să faci poza frumoasă, să pară artistică din prima clipă, de la primul punct în care faci fotografia. Uite, ai spus că mai ai de învățat foarte mult până să faci fotografie, poate afară. Cumva acolo e mai greu pentru că există foarte multă lumină deja pe subiect? Da, și este greu în faptul că trebuie să combin frumusețea subiectului, da? Subiectului cu naturii, cu ce este afară. Mi se pare un exercițiu foarte greu. Mi se pare greu să nu trece de la o chestie, cum să spun, adică lumea să nu se uite doar la părțile intime ale subiectului, ci să se uite și pe lângă, să se uite că este într-o pădure, să se uite că este undeva. Da. Asta mi se pare dificil și de asta cred că mai am de învățat. Într-adevăr, e o provocare foarte mare să îmbin cumva și peisajul și modelul în așa fel încât să nu fie evitat niciunul dintre ele. Exact. Nu știu, ai vrea să continui pe acest tip de fotografie în principal sau vrei să te focusezi pe toate la fel de mult? Pentru mine fotografia de nud este o chestie de relaxare. Îmi place, dar nu cred că o să ajung un fotograf de nud. Dacă ar fi să fie, nu zic nu. Sunt deschis la colaborări. O să mai fac, o să mai postez. Dar nu știu dacă o să mă laud cu ea așa de mult cum mă laud cu fotografiile de la fashion sau eveniment. Dar îmi place și în general o să postez pe Instagram, pentru că pe Instagram comunitatea mea este mai strânsă, știe ce vreau să postez. Pe Facebook sunt un pic mai diversificați. Da. Bănuiesc că pe Facebook mai mult fotografia de eveniment. Exact. Facebook este pentru fotografie de eveniment, Instagram-ul pentru toate celelalte, dar mai ales ședințe foto, iar YouTube-ul pentru videografie și vlogurile mele de zi cu zi. E bine că e așa, că te-o platformă pentru fiecare tip de fotografie. Dar nu știu, cum te vezi tu poate peste 10 ani? Te vezi deja ajuns poate la un nivel mult mai înalt? Eu cred că Eu cred că în fiecare an o să fiu mai bun. Eu personal în 10 ani, nu știu de ce, mă văd un fotograf în continuare, dar mă văd și deschizând o școală și fotografie. Îmi place să ajut copiii foarte mult. O fac voluntar acum și nu aștept niciodată o răsplată sau ceva la stilul ăsta. Într-adevăr, karma s-a întors de multe ori. Am fost ajutat de foarte multe ori. De asta eu, cu bucuria de a fi ajutat,
îmi place să ajut și pe alții. Și este chiar o vorbă pe care o spunea un om care m-a ajutat, chiar foarte, foarte curând. Nu aștepta niciodată răsplată de la oameni. Fii bun oricum și vei fi fericit. Ce frumos! Ai o filosofie foarte frumoasă, cel puțin în perspectiva aceasta profesională, și este de admirat. Dar poate ce sfaturi ai da celor care vor și ei să facă fotografie, poate chiar copiilor care sunt pasionați? În primul rând, niciodată să nu le fie rușine cu aparatul pe care îl au. Este normal, ca fiind copil, poate părinții ți-au cumpărat un aparat mai ieftin, poate ți-ai strâns tu și ți-ai cumpărat un aparat mai ieftin, sau poate ai, nu știu, ai moștenit sau ceva. Niciodată să nu-ți fie rușine cu ce ai momentan. Pentru că fotografia este o chestie în care, un domeniu în care poți trișa, poți fi, să ai niște părinți mai bogați, poți să ai tu deja un job, poți, nu știu, fiecare alege cât dă. Dar primul sfat este să accepti ceea ce ai și să înțelegi că o să ai mai mult dacă muncești mai mult. Asta este primul sfat și cel mai important. Al doilea sfat este faptul că cred că este un sfat, atunci când intră pe YouTube, la recomandate mereu să le arat să fie sfaturi despre fotografie, tutoriale. Eu când intru mereu pe YouTube primesc videoclipuri despre nunți, despre tutoriale, foto, despre obiective. Asta este al doilea sfat, să se uite foarte mult la videoclipuri. Și cred că al treilea sfat este faptul că să-și limiteze sursele din care învață fotografie. Pentru că sunt și foarte mulți oameni care doar încurcă, da. Și să-și limiteze prietenii, pentru că fotografii începători au obișnuința să se mănânce între ei, da. Sau fotografii buni. Pur și simplu văd un fotograf mai începător și vai, ce aparat ai, sau chestii din astea. Prima dată n-am crezut. Am zis, măi, nu poate fi așa de problemă, e un aparat foto. Dar nu, aparatul foto a ajuns în domeniul fotografiei și un status social. Și nu este bine. Pentru că nimeni nu a început cu aparatul în mână. Și de asta, sfatul cel mai important este faptul că nu contează ce ai, muncește cu el, dar important este să nu renunți. Să faci. Dacă ai un telefon, nici dacă n-ai aparat foto, fă poze cu telefonul ăla cât îi poți. Dar important este să faci. Cu fiecare fotografie o să ajungi mai aproape. Este o vorbă pe care nu mai știu de unde, dar este o vorbă pe care am văzut-o, am citit-o, când mi-am luat primul aparat foto. Primele 1.000.000 de fotografii sunt cele mai proaste. Fă câte fotografii poți. Postează unde vrei, promovează-te cum vrei, dar să nu renunți. Și să nu, niciodată să nu te ridici mai sus decât crezi. Mereu să oferi respect. Nu contează dacă ești fotograf profesionist, fotograf începător. Oferă respect. Dacă ai ocazia, ajută, nu ceri nimic în schimb. Și pur și simplu dăruiește. Costă să dea înapoi. Poate nu o să dea omul ăla înapoi, dar cumva o să se întoarcă. Uite, niște sfaturi foarte valoroase. Eu îți mulțumesc tare mult pentru această discuție și te mai așteptăm pe la noi. Și eu mulțumesc foarte, foarte mult. Alături de mine a fost Eduard Florentin, un fotograf entuziast cu privire la ceea ce face, și de aceea vă recomand să-l urmăriți dacă vă place, dacă vă plac lucrările lui, dacă vă plac fotografiile lui. De asemenea, vă rog să intrați pe pagina noastră de Facebook și YouTube, să dați like și share la acest videoclip, pentru ca acesta să ajungă la cât mai multe persoane. Rămâneți alături de BZI Life, deoarece noi ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!